Neața! Iată-ne în spatele volanului unui Citroen C4, noul Citroen C4, o mașină îngrijită, parcă de data asta producătorul s-a concentrat pe confort, confortul șoferului și pe cel al pasagerilor. Sunt multe detalii extrem de bine lucrate, demne de orice mașină de clasă superioară. Suntem într-un model cu o cutie nu automată, chiar dacă arată automat. Principiul de fapt e același. Francezii au spus pilotată, pentru că în spatele consolei centrale, acolo la motor, se află o cutie manuală pe care un roboțel o gestionează, astfel încât, iată, după 407 km consumul este de 5,3 litri la sută. Chiar dacă suntem într-un diesel, totuși suntem într-un diesel care se conduce automat până la urmă, astfel încât consumul este extraordinar de bun. E similar cu cel al unui Clio, poate, a unei mașini de clasă B. Totuși suntem într-un C4, o mașină de clasă C, un concurent serios al Golfului, al Focusului, al Toyota Auris și așa mai departe. Un șofer nervos avem în spate. Mai multe despre mașină. Cutia pilotată face ca un motor foarte mic, adică un 1.4, un 1.5, un diesel mic, să fie adaptat unei cutii care se conduce automat, fapt ce sporește în primul rând confortul șoferului. În mașina asta, chiar dacă e doar o mașină de clasă C, ai impresia că poți merge întins sute de kilometri pe zi fără să obosești. Cu 11 la oră, 17 la oră, 19 la oră și așa mai departe, mă deplasez spre garajul unde voi lăsa mașina după acest weekend de test. Mie mi-a plăcut. Va primi un review pozitiv. Vă salut!